bucuroși de oaspeți? Domnule Vasile, venim la dumneavoastră cu urări de bine chiar aici, la locul de muncă. Căci anume astăzi vă sărbătoresc cea mai frumoasă zi din viață, ziua de naștere. Văzându-vă între atâta lumea aici, cred că ați mai primit mesaje de felicitare în adresa dumneavoastră. Iată că și noi ne alăturăm la toți predecesorii noștri și vă dorim tot binele din lume. Sănătatea să vă găzduiască, norocul să vă însoțească, oameni buni, prieteni adevărați, să fie întotdeauna în preajmă, iar cele rele să vă ocolească. Și cu părere de rău, noi, muritorii de rând, nu avem putere să dăm zile vieții. De aceea, dumneavoastră, vă dorim să dați viață fiecare zi trăite. Ziua de mâine să fie mai frumoasă ca aceasta de astăzi. Să vă bucurați de creșterea feciorilor, să vă bucurați de dragostea soției, să fiți înconjurat de cei mai buni oameni de pe pământ și fie ca bunul Dumnezeu să vă călăuzească orice pas făcut în continuare. Noi oferim servicii surprize pentru tine și vom pune tradiționala noastră întrebare. Cum credeți cine a solicitat felicitarea? Mai sunt niște persoane dragi. Haideți să vedem. Țineți aceste flori minunate. Dacă îmi permiteți, le dau soției. Aveți aici ceva și dulcișor și tărișor. Și sigur că avem pentru dumneavoastră și un mesaj. Mult stimatul nostru, faci parte din sufletul nostru și ești bucuria inimilor noastre. Nu există cuvinte care să exprime cu adevărat ce simțim. Singurul lucru pe care putem să-l afirmăm cu certitudine, suntem mândri și onorați că ești cea mai apropiată persoană nouă. Ești acea persoană deosebită care mă ține de mână și mă ascultă zi și noapte, care îmi redă liniște atunci când totul merge rău și alături de care totul este mai frumos. Dragostea mea pentru tine crește în fiecare secundă care trece. Să știi că cele mai frumoase sărbători le am doar lângă tine. Îți mulțumesc că mi-ai dăruit doi feciorași. În această zi minunată venim cu un la mulți ani de ziua nașterii pentru cel mai frumos la chip și bun la suflet soț, tătic, ginere și cumnat. Îți dorim viață lungă, plină de aventuri și succes alături de cei dragi. Mult noroc în toate deciziile pe care le vei face și fie ca Dumnezeu să vă călăuzeze calea spre tot ce este cel mai bun. Fiecare an este o carte cu 365 de pagini goale. Creează în fiecare zi o capodoperă, folosind toate culorile vieții. Îți dorim viață lungă, plină de aventuri și succese alături de cei dragi. Mult noroc în toate deciziile pe care le vei face și fie ca Dumnezeu să-ți lumineze calea spre tot ce este cel mai bun. De ziua ta, să ai o zi presărată cu zâmbete și înfrumusețată de oameni care țin la tine și te iubesc. Fie ca amici adevărați să rămână mereu aproape, iar dragostea să fie cea pentru care merită să trăiești o viață. Te iubim mult! Cu un la mulți ani vin feciorii Marc și Bogdan, cumnata Marina, soacra Elena și acea persoană care este mereu alături, și la bine și la greu, soția Alina. Felicitări, mulțumesc, dumneavoastră! Eu cred că, domnule Vasile, găsiți și dumneavoastră așa un mic mesaj pentru cei dragi sufletului. Mulțumesc mult, bătăți! Are emoții? Nu s-o aștepta. La copii, la neamuri. La mulți ani, cu sănătate! Domnul să vă dea de toate! Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc, la mai mult și la mai mare. Felicitări, dumneavoastră!